un buget care îi permite să trateze bine copiii dumneavoastră, inclusiv pe timpul iernii. După cum vedeți, mai îmbunătățim și mediul acesta din Cinta. Echipa de profesori este cam aceeași. Eu zic că e o echipă profesionistă. Și dacă și dumneavoastră vă ocupați de copiii pe care îi însoțiți astăzi aici, lucrurile nu se pot termina decât cu bine. Vă invit, dragi părinți, să colaborați cu noi și când vă cerem noi și când doriți dumneavoastră, pentru că numai împreună vom putea reuși. Copiii stau la școală 4, 5, 6 ore. 20 de ore stau în altă parte. Trebuie să aveți grijă de locul în care ei petrec celelalte ore în afara programului școlar. Viața a arătat că atunci când familia nu a fost interesată de educația copiilor, acei copii au avut probleme cu școlarizarea și cu finalizarea studiilor. Sper că ați înțeles și cei mari și cei mici că numai o atitudine corectă față de cerințele noastre pot să vă asigure finalizarea studiilor, respectiv cele 8 clase. Astăzi este cu noi și părintele Dumitrică, ca de obicei, și reprezentanții Poliției Române, pe care îi invit aici, dacă vreți să spuneți ceva. Mai întâi, părintele Dumitrică, vă rog să fiți respectuoși, da? Începem cu o rugăciune ca și acest an școlar să fie binecuvântat de Dumnezeu, nu doar cu căldura pe care a menționat-o domnul director. Ești venit, Sfinților, ascultați-mă pe mine și vă voi învăța pe voi Sfânta Domnului. Cel ce ai învățat pe Sfântul în înțelepciunea Dumnezeului al tuturor, cuvântul învărat al tuturor, deschide sufletele și inimile și mințile, totdeauna în toate. Cu ocazia noului an școlar, Poliția Română urează mult succes în anul școlar 2017-2018. Tuturor celor care astăzi trăiesc emoția și bucuria noului început plin de provocări și speranțe. Fie că sunteți preșcolari, școlari, liceeni, dascăl sau părinți, vă asigurăm de sprijin necondiționat al fiecărui polițist, astfel încât împreună să putem găsi soluții la problemele voastre. Vom fi zilnic alături de dumneavoastră și ne exprimăm convingerea că parteneriatul pentru o școală de siguranță se va dovedi și în acest an extrem de eficient, având un singur rezultat, o copilărie liniștită, cu reușite, care să pună bazele unui viitor frumos. Vă dorim un an școlar în siguranță! Yeah.
alte activități la universitate. Vă urez succes în noul an școlar. Am să strig întâi catalogul, lista de înscriere. Facem adică? Prezența! Maria Alexandra. Vărand Daria Vanessa. Gold Maria Patricia. Grudaru Maria Emilia. Vatana Erika Andreea. Căpățână Pavel Andrei. Căpățână Petru Cristian. Ciobanul Popa Cristian. Pocâtlă Natalia Ioana. Prezent. Coman David Andrei. Prezent. Cotoban Cristian. Prezent. Dicu Ariana Nicoleta. Prezent. Dociu Medea Nicola. Prezent. Dragomir Carina Ioana. Prezent. Dragon Amalia Teodora. Amalia. Drăgan Raul Andrei. Prezent. Dumitru Stoica Albert Lucas. Prezent. Ion Andrei Sofia. Prezent. Ionescu Maria. Prezent. Ivan Andrei. Prezent. Marcu Petru Eduard. Prezent. Mocanu Antonia Maria. Prezent. Paciagiu Justina Andrei. Prezent. Senu Andi Ioan. Prezent. Raiu Maia Alexandra. Prezent. Sfânu Iulia Cristiana. Prezent. Tașip Iuliana Maria Rebecca. Prezent. Tudorache Denis Gabriel. Prezent. Urlea Ianis Andrei. Prezent. Voicu Alexandra Maria. Prezent. Ați remarcat că avem o colegă nouă, îi face da. Mâna. Maia. Eu știu, a fost cu ea la karate. Eu știu că a fost cu ea la engleză. Discutăm și alte manuale școlare. Vreau să vă spun următorul lucru. Eu am pus manualele toate, așa, este corect. Însă, vreau să știe părinții și elevii că luăm numai partea întâi, deocamdată, și puneți bine undeva acolo să nu-l pierdeți pe cel pe care scrie partea a doua. Pentru ca elevii să nu care mult, să știți că asta este o problemă, le-au făcut o idee bună din punctul acesta de vedere, da. Numai să nu ne trezim că am terminat partea întâi și nu mai găsim partea a doua. Dacă cineva crede că e primejdie, îl las aici și îl păstrez eu în dulap. Avem comunicare în limba română, partea 1 și partea 2, matematică și explorarea mediului, partea 1 și partea 2. Este prima dată când apare manual de engleză. În anul trecut n-au fost. Prima dată. Nici la clasa întâi vreau să spun că n-au fost de clasa întâi, vorbesc acum, partea întâi și partea a doua. Atenție că sunt și CD-uri, le lăsați acolo, că nu-s condiții. Când o fi, le spun eu, deci le lăsați ca să nu le pierdeți. Și la engleză tot acel partea întâi și la religie. Deci, insist, nu le pierdem, desfacem pachetele, oprim partea întâi, și partea a doua e undeva în dulăpior, să nu se strice, să nu se piardă, pentru că trecem la partea a doua. Avem